suntem în fața casei lui bunica, n-am mai văzut-o de 10 zile, așa că am venit să văd ce mai face. Am dat de ieri comandă de mâncare. De-abia aștept, o să mâncați alături de mine. Tot timpul este niște câini care să te primească. Hai, hai de aici. Bună ziua! Bună ziua! Pe română! Bună ziua! Nu, m-am mai pupat la pe cameră. Cum să nu te pup? Dar nu v-am auzit, mă, cum ați intrat ca și... Ca și hoțul, cu șustă. Cu șustă. Exact, exact. Ce faceți? Ce să fac? Mă hodinesc. Sandu Bănescă e în oraș, nu, domnul Sandu? Nu e în oraș, că Sandu nu l-ați întâlnit pe drum. Ba da, ba da. Pe drum era, da. S-a dus la farmacie. Da? Foarte da. Bine, foarte bine. Da. Azi că am venit astăzi, ca de obicei, mâncăm, ne facem de ale noastre și am zis că să vadă lumea cum e o zi la bunica, de când vin, de când mă primiți, cum da de ce felul de mâncare. Dar tu știi că de când ai fost meu fodor, a rămas încremenită, m-am mirat. Nu, no, cer scuze. Că te văd. Nu vrem să vă mințim, și mie și lui Cristi. Așa vii de foame, așa foc. Doamne fel. No, la masă cu la voi. Masă. Așa. Și amunii am pregătit acolo să fac o... prăjitură, o salamă de biscuiți, cum să zic. Deci o rețetă de la bunica, vezi că ți-a o grămadă de bani pe net. Mi s-a prezentat meniul și am ales produsul vardă călită cu șnițel. Și da. Dacă anunțam din timp, dar am zis că totuși o mică surpriză să-i face. Mi-a spus că venim astăzi, dar nu i-a spus când se pregătea mai tare. Și am zis că să nu se pregătească chiar grav, să fie un pic mai liniștită. Două linguri de din astea, care vardă călită roșie și două șnițele. Este o combinație interesantă, e o complementare, o să gust prima dată, da? Se mănâncă cu pâine astea? Dacă vrei cu pâine, da, dacă vrei îți poți pune un pic de smântână. Da, peste șniță sau peste varză? Peste varză. Nu înțeles. Nu. No. M-am băgat asta deja aici. Nu, no, așa pe dacă o ai băgat cașii, dar nu se spală. Nu se spală. Numai cotă, vezi, dacă vrei cu smântână. Apoi pune să fie, că e bine, ca la români. Dacă e bine, să e fie. E bine, la români, oricum, ca băznogul. Să că tot acolo merg. E blană. Nu, no, vezi că e bun. Mere, cu mere. Pâine. Băgăm pâine, băgăm pita, și... Pită, mă, nu gol. Pâine, smântână, varză, șniță, de tăria. Nu. No. Dar nu mai pot. Cum nu mai poți? Am mâncat de-astea, mâncare, nu mai pot și dulce. Pe asta-i pe deasupra, mă, desert. Și cam cât e corect? Deci dacă mânc una, e bine? Sau cam cât e corect? Păi una să și știop? E cam cât? Păi două. E două picioare. Nu, deci două. Nu. Astea două și dacă gata, astea două e bine. E, dar să nu spui silvoiți pe ele. Adesfăl tu și vezi dacă îți place. Domnul Sandu! Sandule! Hai, adă-ncă orice. Ioi, n-o vezi dacă nu mânci. Nu, mă. Mai încep și eu. Da. Lăsați-o că nu-mi mai. Doamne, apăr, mea este strânsă de mine. Aia, s-a auzit clicul, s-a auzit clicul. S-a auzit. Da. Am putut să iați neacă, dacă tot așa de făcut. No, chiar să vezi. Să văd. Și asta o pun peste sau o tai în două și pe aia pun în mijloc? Faci ce vrei. Trânjo. Să-ți vrea trătat din răduța. No, am făcut silvoiți la căldare. Și a venit adevărata vedeta acestei case. Nu ne-am întâlnit. Să trăiască domnul Sandu. Cum? Domnul filmează. Să trăiți. Deci până acum ne-a explicat doamna, acum e rândul dumneavoastră. Da. Cum e viața? Care e treaba? Eu acum ne-am fost la farmacie. Da. Ne-am luat medicamente. Nu, no, văd că sunteți în forță. De ce nu zici? Ne-am luat bomboni. Da. Orice ați fi zis ar fi băgat din mine, deci nu vă stresați. Bei cafei. Cafei bei? Dacă este. Păi atunci ar fac eu.
Dar și eu am vrut să știu parte. Puneți un că pun jumătate. Ce vrei? Ce vrei, mă? Că e prea mult aici. Pune jumătate de la mine. Ține zgura, mă, și tașobe. Că după aceea spre agitat și nu mai se înțelege nimic, nici ce vorbesc, oricum deja vorbesc prea repede. Dar pentru că doar te trage din prizoțură și vorbi mai încet. Să ne înțelegem. Mai rar. Cum e viața alături de femeia numărul 1 a României? Opa. Mă face de minune. Mă face cum de... Cum să fiți primul domn al României? Primul domn al României. Îi cu... Cum le zice la este? Păi ce ai învățat școală? De ce îl certat? Da, de-aia e. Atâta vii de drag să-l certați. Calitate de-a lui domnul Sandu. Trebuie musai să ziceți acum pe cameră o calitate de-a lui domnul Sandu. Știu că vii greu, dar faceți un efort. Dar ca să-i spui ce calități are. Da, spuneți o calitate, una numai. Bună sau re? Calitate bună. Asta, nu zic de aia re. Du. Nu știu. Păi dacă el nu știe zice da. Ce-o vrut să-i exprime. Eu știu de la azi mai zis, dacă mă facem un efort, facem o chestie de bine de domnul Sandu. O calitate. Haideți. Păi, prea multe are. Una. Așa cum e de rând de Oșamu, dar foarte multe calități bune. Da, una. A fost inteligent când a fost tânăr. Da, nu mai amu, amu, amu. Ce amu? Da. Vai. Deci de bine, una de bine de amu. Dar cum de bine să tragi apa și să-i dai pace să mă? Una de bine de amu. Da. Puteți să găsiți una de bine de amu? Cam utace. A găsit-o, domnul Sandu. Taca-i bună. Deci simbolul răbdării în România e domnul Sandu. Da. Deci o dus răbdarea la rang de artă. Da. 54 de ani. Toate cărțile de istorie sunt scrise pe domnul Sandu. Cută răbdare a avut. Și anii n-o răbdat că când și-o rădicat unul, nu gândi tu că da, după aia știam luat și o țără de avânt și nu m-am lăsat. Da. Știi, da. Nu prea imaginez cum, cum arătați băi, fără avânt. Ce? Păi e radicator, nu câteodată te gândeai că ți-ai cărtit cătavanul. Are minte și o zic că încă nu umbla la ea. Nu. O spune tu, are minte și... Și-o menajează. Dar pe când? Pe când? Tocmai de sară. Pe cum tocmai de sară? Pe când? Pe când mă duc la domnul doctor. Și acolo îți mai trebuie? Da, sigur. Dar ce te folosești de acolo? Da, vedeți că tantele nu ți-ai în acțiune când în picioare. Așa vă place, adică jos n-ați putea să fiți cu atâta vânt. Păi nu, că mă pui jos, dar am gândit că mă duc să-mi fac cafea și tu. Din păcate nu am surprins acest moment, domnul Sandu a făcut și doamna Lenuța a zis strănuț, ori tușești! Hotărăște-te! Nu strănuț, ci tușești! Ori strănuț, ori tușești! Hotărâți-vă! Da, și normal! Dar ce cu atâta nesimțire în casa asta? Strănuț și tușești! Și dă și bocii nu! Da! Până când? Hotărât! Acum strănuț! Acum tușesc. Nu. Taci că și tu ai strănutat când te-ai răcit. Nu că și te-am tratat și după aia am fost pe teagă eu. Bine. Tu ești bine. Eu bine și domnul Sandu bine. Da? Numai nehotărât strănuț, tușești. Da. Astăzi încercăm totuși un pic de terapie de cuplu aici cu tante Lenuța și cu domnul Sandu. Și doamna tante Lenuța a spus o calitate, că tăceți foarte tare. Și acum mai rând de noastră, spuneți o calitate. Ei. Se știe frumoasă. Cum? Să știe frumoasă calitatea. Da, calitate frumoasă trebuie. Care, de bine. Care nu are. Nu una care o are și care o are. Mă, care lipsește. Eu m-am exprimat frumos, mă. Apoi eu n-am nicio calitate, mă. Nu. Ha. Trebuie să o întreb. Păi nu te rog, mă, că ea te ia de fundul nădrajilor și te împrăști, mă. Te împrăști. Da. Nu zice domnul Sandu ceva. Nu, lasă că nu mai zic nimic, ca să vedem ce a ieșit din gura. Perfect. Păi de nu ia să fie. Deci eu fac pariu cu mai mult de 15 secunde, nu vă puteți abține. Eu fac pariu că nu vă puteți abține. Mamă, pot. No, bun, domnul Sandu, calitate de-al tante Lenuța. S-o... înscris la școală, mere la școală, dragă. Da? Da. Pe clasa 0. Au fost cu elevii și cu școala la Târgu Mureș. Da? Da, la... Deci în clasa, sunteți în clasa 0, tante Lenuța? Da. Și au pus-o șefa clase, poate. Ia e tace. Asta nu-i subiectul care ți l-o... cerut? Da. Asta e, asta e calitate. Că încă studiați, la orice vârstă vine să studiați. Mă, de cât?
E cât? Să îmi ții capul ăsta îngrumat, numai să nu mă ploie. Așa. Mai bine îl folosesc și amul la 75 de ani. Da, aia și zi, domnul Sandu, că vă admiră pentru calitatea asta. Și după cum văd eu, tu ești invidios. Ar și un motiv. Și eu știu de care. Invidie, și eu știu invidie. Care. Așa, îi știi? Îl știu. No. Atunci eu sunt mulțumit că ești convinsă că... Pe cum să nu știu convinsă că tu... De ajuns pentru prima ședință la terapie de cuplu, revenim la treburile noastre, hai să mi-o sungă că... Așa, să ce mai face după ce plecăm noi? Mai ce vezi? Fac? Da. Cred că o să fac o plimbare. Da? Trebuie să fac 30 de minute de plimbare. Foarte bine, foarte bine. Vă pun o aplicație pe telefon care vă numără pașii, cât pas fac. Nu, lasă că mie număr eu. Da? Nu, no, dar pe cum? Mai mă duc, mai stau în loc, iar mă duc, iar stau în loc. Mă mai uit pe la cine ce-a făcut pe ocole, da. Cum s-a aranjat, da, știi da. Cum e. Inspecția. No. Inspecția. Da, da, da. Polițaiul satului mere să verifice... Cam cum stau oamenii, să nu facă orice prostii și să nu... Și cum mergeți pe stradă, certați, tu umblă frumos! Bă, a fost gardul, așa sau? Nu... Nu că e la level 2, adică mă să uită. Nu, nu, să uită și omul știe deja. Eu n-am aranjat. Nu, mă uit da. Și eu exemplu și cât pot ca să mă... Să aplicați și dumneavoastră aici, nu? A, să mă fac și eu să și o țâră mai... Da, da. Mai ok. Animale mai aveți pe aici? Avem 44 de oi, dar sunt turmă. Oi, 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 oi. Și 11 găini. Am înțeles, am înțeles. Și 3 câini. Găina aia din clipul nostru. Mai e? Da. Deci nu asta e atunca, nu? Nu, nu, nu. Tica. Și tot timpul, toată ziua, bună ziua, mere muzica populară aici, nu? Asta e, scumul, muzica de da, fundal. Da, ăsta e ritmul, că da. Asta e ceva, tradiția. E ceva mix de la de vreo 2 ore, care când se gata, mai puneți o dată, nu? Nu, mix. Nu, 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 numai tăt acolo pe Hora. 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 Și Sara la filme, dragă. Sara la filme? Ce filme? Da? La, la ceva telenovele sau turcești? De ale turcești, că sunt câte un bărbat fain pe acolo, și îmi place. No, atâta. Vă mulțumesc mult că ne-ați primit. Da. Pe tine, am o prima dată te-am primit. Nu, mă sunt ca de obicei, în fiecare dată când vin. Da, no, vă mulțumesc mult, n-am mâncat foarte mult că m-am putut duce și no. E, da, un borcan cu silvăriză, îl duci? Îl duc. Nu, no, așa doară că-l duc. Trebuie să ți-l dau. Ca ăsta îți prinde bine la vedere, mă, și la inimă, mă. Da? Asta-i tratament. Da? Da. Nu, no, Doamne, ajută, că de-aia cu inima stau mai rău. Nu, no, păi că doar când năcaz ai după feche... Am. Deci cu ăsta e. Cu liptarul. Când e năcaz, bag o lingură dulceață, nu? Bag o lingură de dulceață. Dacă îl scoatem pe piață... Nu dulceață, mă, silvoiți! Silvoiți, iertați-mă, nu știu diferența, da. No. Nu. Vă mulțumesc foarte mult. Să fii sănătos. Și de mai aștept să vii la mine. Da, da, vin. Nu, vii? Nu trece... Vezi că trebuie să mergem să-ți cumpăr iară haină. Da. Ca mai e țâmnică. E mică și vine frigul. Și vine frigul. Și o șapcă în cap. Și o șapcă în cap. Nu cam la mașină, mă, nu port. Păi mă, nu porți amu, dar trebuie să o porți. Trebuie. Dar am să zic că fred, aia e problema, când îmi dau cu gel și pe nu mai stă bine. Amu, lasă că când e frig, nu se uită fetele că ai gel în cap. Nu, deci 6 luni nu se uită fetele. Ce ai primit aici, Mircea? Deci e o iconiță, nu? Da, o iconiță sfințită. Sfințită. E la mănăstire. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Zi, un final la oameni. Vă mulțumesc mult că ne urmăriți, nu? Da. Da. Vă mulțumim și să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne puteți... Admira. Să ne puteți admira. Da. Să vă bucurați de toate creațiile noastre, aceste mici capodopere de 2-3 minute, dar în care pune mult suflet și mult talent Antilenuța. Foarte mult suflet. Și foarte mult talent Antilenuța. Vă pupăm, vă urmăriți acolo.